Bine ați venit în această duminică la închinare. Câți de aici sunteți fericiți că sunteți în locul acesta? E cineva fericit? Slavă Domnului pentru asta. O să am câteva întrebări pentru dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Astăzi o să vreau să vorbesc despre mânia. Aș vrea să vorbesc despre altceva. Aș vrea să vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Aș vrea să vorbesc despre iertarea păcatelor. Dar trebuie să vorbesc despre mânie. Și întrebarea mea pentru dumneavoastră este... Câți de aici v-ați mâniat vreodată? E cineva care s-a mâniat? Ok. Vai, am vrut să spun ce păcătoși sunteți, dar după aia m-am gândit ce normal sunteți. Sau ce normal suntem, nu-i așa? Dar dați-mi voie să vă întreb și altceva. Atunci când v-ați mâniat, cum v-ați manifestat? Spre exemplu, unii dintre dumneavoastră v-ați manifestat cam așa. Sunteți pregătiți să vedeți cum v-ați manifestat? Păi, a ars totul în jur, s-a distrus totul, n-a mai rămas nimic, da? Este acea răbufnire, da? De obicei, colericii și sangvinii se manifestă în exterior când se mânie, țipă, strigă, aruncă. Trebuie să fugi din calea lor, nu-i așa? Unii merg până acolo că fac terapie de grup, da? Aruncă cu perne în ceva sau sparg farfurii sau cumva ceva prin care să se elibereze de multă energie pe care au acumulat-o. Acestora le trebuie un loc unde să explodeze. Unii dintre noi suntem așa, iar alții suntem victimele la așa ceva. Dar s-ar putea ca unii din cei ce sunteți prezenți aici să vă manifestați când vă mâniați cam așa. Da? Implozie. E reprimarea aceea, da? Îmbufnarea. Mânia se înnăbușe. De obicei, melancolicii și flegmaticii au tendința aceasta să-și interiorizeze mânia. E ca oala sub presiune sau ca furnalul ăsta din combinat. Dacă v-ați prins ăsta e un furnal din combinatul nostru, pe care unii de dumneavoastră l-ați construit și alții l-au dărâmat. Ăștia nu strigă, nu sparg farfurii, ci adună. Și adună. Și strâng. Și ajung la o anumită fază în care ignoră totul, resping și deși nu se ceartă cu tine, fac totul pe invers. Ați văzut situația ta? Probabil că unii dintre dumneavoastră vă amintiți de fotbalistul Zidane și ziua din 9 iulie 2006. Minutul 110. Zidane și-a jucat finala nu între Franța și Italia, ci cu el însuși, acolo pe terenul de fotbal. Materazzi este lovit cu un cap de către Zidane și apoi pe terenul de fotbal se prăbușește. Mă rog, eu nu sunt microbist, dar din când în când mai văd câte o scenă așa, fugitiv. Mi-amintesc și eu că n-am înțeles ce s-a întâmplat atunci când a apărut scena asta. A primit cartonașul roșu, a fost scos de pe teren, a avut parte de o cădere liberă. Se pare că cel de lângă el l-a înjurat de mamă și tot ce a știut să facă în acele momente a fost ca mânia din el să o exprime prin lovitura aceea foarte puternică. Mânia în doar câteva clipe îți poate strica cariera, îți poate strica viitorul. Pentru fotbalistul Zidane totul s-a prăbușit. Dați-mi voie să vă mai adresez o întrebare. Câți dintre noi am căzut la fel? Câți dintre noi am avut un moment în care după ce am construit, poate, unii dintre noi o viață întreagă, am dărâmat și am făcut pulbere într-o clipă de mânie? Mânia, în viața reală, este reacția care incinerează căsniciile, dezintegrează familiile. Mânia alimentează bârfa, mitraliază colegii, dezbină bisericile,
transformă prietenii în dușmani și erupe în furie. Sunt nenumărate motive pentru care noi putem să strângem nemulțumire și amărăciune. Faptul că unii dintre noi reacționează în moduri mai puțin colorate nu înseamnă că în sufletul lor, în adâncul lor, sunt liniștiți, ci și ei sunt supărați. Furia, mânia, de asemenea, este acel ADN de bază al plângerii noastre, al înfrângerii noastre, a iritabilității noastre și a hărțuirii. Deschideți, vă rog, Bibliile cu mine acum, la Efeseni, capitolul 4. Suntem în această carte foarte frumoasă, de data aceasta în partea practică a cărții. Efeseni, capitolul 4, și haideți să citim două versete de aici. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Nu lăsați să apună soarele peste mânia voastră. Nu dați ocazie diavolului. Și am pus pe ecran o altă traducere care surprinde ceva diferit. Traducerea BVA, da? Și iată cum spune aici. Să nu păcătuiți atunci când vă mâniați. E diferit decât mâniați-vă și nu păcătuiți. Că în prima fază noi spunem, deci Dumnezeu aprobă ca eu să mă mânii. Traducerea asta spune, când te mânii, nu știu dacă e de bine sau de rău lucrul ăsta, ai mare grijă să nu păcătuiești. Înainte să apună soarele, să dispară mânia pe care ați avut-o în acea zi. Și astfel, să nu oferiți diavolului nici o șansă. Aș vrea să ne oprim asupra acestor două versete astăzi. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Dumneavoastră, când vă mâniați, păcătuiți? Câteodată da, de cele mai multe ori da, și câteodată nu. Haideți să ne uităm la câteva locuri unde se manifestă mânia. În primul rând, în familie. Mânia nu este doar o emoție interioară, puternică, pe care o trăim doar noi, ci ea este interpersonală. Îi afectează foarte mult pe cei din jurul nostru. Din păcate, cei mai afectați sunt cele mai dragi persoane nouă. Soțul, soția, copiii, părinții. George vine într-o zi foarte târziu acasă, este epuizat după o zi de muncă foarte grea. Becul în curte este stins, așa se face că se chinuie foarte mult să nimerească cheia în ială. Își găsește soția, pe Gina, stând la masa de la bucătărie, cufundată în hârțoage, extrase de cont, chitanțe, facturi, hârtii și multe calcule. Și din expresia feței ei, el deduce foarte ușor că finanțele lor au ajuns într-un punct nefericit. Și când Gina reușește să-și desprindă privirile de la hârtiile ei, îl privește pe acesta și îi spune, ar fi cazul să regândim vacanța noastră din vara asta, cred că nu mai putem pleca nicăieri. George prinde cu furie toate hârtiile care sunt pe masă, și într-o ieșire nervoasă le aruncă pe toate pe jos și spune, ți-am zis să nu-ți mai faci nicio grijă, știu eu de unde să ne împrumutăm. În următorul moment, ea se ridică, îi roșie la față, îi spune ceva de genul, mă duc să mă culc, găsești mâncarea în cuptor. Și apoi iese din bucătărie, trântește ușa și varul începe să cadă. Știți despre ce vorbesc? De unde știți? Cu toții acumulăm câte ceva, nu-i așa? Și câteodată se întâmplă ca în relațiile de serviciu să acumulăm și acolo nu vrem să le exprimăm. Și strângem și venim acasă unde deodată ne simțim un pic mai relaxați și toate balamalele noastre, dacă îmi permiteți expresia asta, sar. Și pe cine lovim? Pe cei pe care iubim cel mai mult. Cei care ne fac cel mai mare bine de sub soare.
Apoi mânia poate fi una vulcanică. Am amintit deja despre tipul acesta de manifestare. Furia nu este doar ceva izolat, ci în spatele furiei, de obicei, e ceva care începe să caracterizeze viața noastră. Vreau să spun povestea unei femei, Elena se numește, are cam 60 de ani. Femeia asta e măcinată de ură. Mâinile îi tremură și vocea îi se schimbă ori de câte ori trebuie să se prezinte. Mânia i-a distrus căsnicia și a intimidat și a timorat copiii și a pierdut serviciul. A îndepărtat de lângă ea orice persoană cu care a încercat să se împrietenească. Nemulțumirea ei merge cu foarte mult timp în trecutul ei. Cu mulți ani în urmă se ocupa într-o biserică de partea audio. Trebuia să înregistreze predicile și atunci erau casetele alea, dacă vă mai amintiți, de 30 de minute. Și unii predicatori predicau un pic mai mult, 35 de minute sau ca mine și mai mult, da? Și nu intra predica pe caseta aceea. De fiecare dată se enerva. Strângea amărăciune și amărăciunea a transformat-o în bârfă. Și a început să curgă prin bârfă amărăciunea ei către ceilalți membri din biserică. Zeci de persoane au fost afectate. În cele din urmă, biserica aceea s-a dezbinat datorită bârfelor pe care le-a adus Elena. Acum, când vorbești cu Elena, retrăiește cu maximum de intensitate evenimentele care au trecut peste ea de mulți, mulți ani și ai sentimentul că îți vorbește de ceva care s-a petrecut doar cu câteva secunde în urmă. Mânia ei se manifestă continuu. Cu greu se poate controla. Mereu este la limita în care este gata să explodeze. De fapt, fiul ei a poreclit-o și a numit-o vulcanul Sfânta Elena. Și după ce i-a dat numele ăsta, știți ce a făcut fiul ei? A plecat cât a putut de departe de ea, pentru că a vrut să se protejeze și a vrut să nu-și piardă mințile. Din nefericire, femeia aceasta a folosit orice ocazie de înstrăinare pe care chiar ea, de fapt, a cauzat-o, fiecare consecință negativă, fiecare relație ruptă și le-a transformat într-un motiv extraordinar ca acum să fie supărată pe toată lumea, să fie supărată pe toți oamenii aceia îngrozitori, zice ea, cu care a intrat în contact. Dar este și o altă formă în care se manifestă mânia. Ghețarul. În timp ce putem spune că mânia este emoția fierbinte care se manifestă prin nemulțumire, cea mai amenințătoare formă este forma rece ca gheața. Aici am povestea unui băiat pe nume Ionică. Are 16 ani, îi plictisit de viață, cu greu mai scoate orice vorbă. Părinții îngrijorați îl trimit la un consilier. Și în timp ce acesta încearcă să vorbească cu el, dialogul este monosilabic, urmat de pauze foarte lungi. Și încetul, cu încetul, începe să se deschidă, își dă drumul la vorbă și începe să povestească cum a fost el neînțeles de familia sa și cât de rău a fost tratat. A fost tratat rău de părinți, de colegi, de profesori, de Dumnezeu, de universul ăsta tot neștiu de el. A făcut o listă întreagă a tuturor nedreptăților, trădărilor, dezamăgirilor, ofenselor și a vorbit mult despre prostia umană care au venit toate împotriva lui. Ionică și-a jucat rolul perfect de victimă.
de reclamant, de procuror, de judecător. Cele mai multe dintre poveștile sale păreau plauzibile, dar nici una dintre ele nu putea să producă tot ceea ce spunea el. Erau, dacă vreți, lucruri care ne se întâmplă fiecăruia dintre noi în viață. Două lucruri au atras atenția în mod special la acest adolescent. În primul rând, vorbea foarte monoton. Emoțiile lui erau plate, ca și cum citea un script. Nu avea nicio trăire. Mânia lui era rece, nu era una fierbinte. Era mai degrabă acea crimă premeditată cu sânge rece, nu acea crimă cu pasiune. N-avea de gând să-și consume energiile cu viermii ăștia, cu gunoaiele astea care nu fac altceva decât să-i strice viața. În al doilea rând, ceea ce atrăgea atenția la Ionică era faptul că între timp și-a creat propriul lui univers. Și totul în universul lui avea de-a face cu ofensele care i s-au adus. Și totul în povestea lui gravita în jurul său. Orice persoană, orice eveniment și orice loc au existat doar ca să-i distrugă lui fericirea. Așa că a ales să se manifeste ca un ghețar. Dar emoțiile noastre sunt diferite și se pot manifesta de la o persoană la alta, de asemenea foarte diferit. Dar vreau să vă spun ce cred eu că am în comun cu toți care sunteți aici, dacă îmi dați voie. 8 lucruri pe care eu cred că le am în comun cu dumneavoastră. Primul, și tu te mânii ca și mine. Sigur că poate nu ești ca doamna Elena, ca sfântul, vulcanul Sfânta Elena, nu? Dar te mânii, te manifesti și tu într-un anumit fel. Da, suntem diferiți și ne manifestăm diferiți, dar și tu te mânii. Și dacă este cineva aici în sala asta care nu se mânie, dați-mi voi să spun că eu cred că între timp ați murit. Da? Dar dacă încă respirați și curge sânge prin venele dumneavoastră, înseamnă că vă mâniați ca și mine. Al doilea lucru pe care eu cred că îl avem în comun este că mânia ta uneori este justificată. Zilnic poți întâlni situații care să constituie provocări. Săptămâna asta m-am dus la o instituție, n-am să dau detalii, că nu vreau să pun în lumină negativă pe cineva, și m-a tratat o doamnă, o funcționară, ca pe o cârpă. Primul lucru, v-ați uitat pe ușă când este programul, acum nu este program, vă rog să veniți când e programul. Ok, dar zice că la ora asta pot primi informații. Deja le-ați primit. Nu este program acum. Ok, mulțumesc. Am venit la birou, mi-am lăsat hârtiile. M-am dus la ziua cu pricina. M-am dus să plătesc o taxă și unde trebuia să o plătesc, persoana respectivă nu știa cât trebuie pentru ceea ce vrea eu. Și m-am dus la birou cu pricina. Bună ziua! Am vrut să plătesc taxa, dar doamna de jos nu știe cât e taxa. Nici nu trebuie să știe, dumneavoastră trebuie să știți. Zic, nu trebuie să știu, că n-am de unde, nu e un domeniu pe care să-l stăpânez. Ba da, trebuia să știți. Mi-a spus cât e suma. Am dus și am plătit. M-am întors în birou. Actele. Ok, le-am scos. Sper că nu e niciun funcționar pe aici care se simtă luat în vizor. Dar dacă faceți așa, vă invit să vă pocăiți, că e rău. A, documentele vă sunt capsate. Vă rog să ieșiți afară, scoateți toate capsele. Mi-a dat o poveste dintr-aia să scot capsele. Nu știu dacă scoteam capsele din hârtii sau din mine. M-am așezat acolo pe un calorifer care avea o chestiune și am început să scot capsele. Minunea era stricată. Și am stat vreo 10 minute și am scos capsele și am zis, Doamne, ce vrei să mă înveți? Și mi-a dus aminte că trebuie să predic despre mânie. Ok. M-am eliberat acum, cum a zis dumneavoastră.
Mânia ta poate fi justificată. Da, te poți întâlni cu astfel de situații și ce v-am prezentat eu este ok, altele sunt mai dramatice, da? Și au fost situații în care am putut administra foarte bine mânia, dar altă dată, din păcate, am acționat într-un mod păcătos. Vreau să vă întreb totuși, dumneavoastră, de fiecare dată când mânia v-a fost justificată, ați acționat nepăcătos? Altă dată, mânia ta justificată a dus la rezolvarea unei nedreptăți. Spre exemplu, Martin Luther King, un pastor baptist din Statele Unite în anii 1960, se umple de mânie. Negrii trebuie să meargă la toalete diferite decât albii. Negrii nu pot merge la aceeași biserică unde merg albii. În autobuz, negrii stau în spate, albii stau în față. Negrii n-au dreptul să voteze. Și bărbatul acesta s-a umplut de mânie și a spus, este nedrept. Oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu trăiesc în această segregare. Este nedrept. Mânia lui Martin Luther King l-a dus la crearea unei mase de critice care în cele din urmă duce la schimbarea legilor din Statele Unite. Așa se face că în mandatul trecut Statele Unite a avut un președinte de culoare, pentru că într-o zi cineva s-a mâniat și a spus, este nedrept. Asta este o mânie justificată. Atunci când ea te determină să faci un lucru corect, să îndrepți o injustiție, să faci ca lucrurile să fie în acord cu voia lui Dumnezeu. Dar mare grijă, că ce am constatat eu e că granița până când trecem la acțiuni care pot fi violente, păcătoase, este una foarte fină. De aceea eu cred că mai avem ceva în comun noi. În al treilea rând, de multe ori mânia ta și mânia mea nu este justificată. Iar altă dată este disproporționată față de situația cu care te confrunți. Ești iritabil și ajungi să-ți plângi de milă. Ați pățit-o vreodată? Cu sughițuri îți plângi de milă. Da? Ai luat niște lucruri foarte personal. Și nu era cazul să faci asta. Spre exemplu, săptămâna trecută, când a fost cea mai fierbinte zi de până acum din anul acesta, unii dintre noi ne-am mâniat, e adevărat? Vremea asta. De fapt, ce am spus? Cine e în spatele vremii? Nu-i soacra. E Dumnezeu, nu-i așa? Dar ne-am enervat. M-am săturat de vremea asta. Nici nu mai pot să mai gândesc. Nici nu mai știu unde să stau. Sau ai plecat la serviciu. Și traficul. Mamă, l-ai nimerit exact când ziceau copiii la școală. Și nu știu cum s-a întâmplat că toți nepricepuți au ieșit cu mașina pe stradă exact atunci. Frânau când nu trebuiau. Semnalizau greșit. Semaforul era verde și ei se uitau pe Facebook, nu-i așa? Și tu erai al optelea în coloană și ai descoperit ce este claxosecunda. Nu-i așa? Când se face verde și tu deja îl anunți pe ăla din spate că e cazul să pornească. Și ai fost nervos. Și ai exagerat. Și ai folosit niște epitete. Ți-am amintești, nu? Și au fost nepotrivite. Și mânia ta s-a dus dincolo de normal. Eu cred că mai faceți ceva împreună cu mine. La patrulea rând, altă dată, deși ai fost îndreptățit să te mânii, totuși ai mers prea departe. Ceea ce ai gândit și ceea ce ai spus a fost destructiv, a fost înspăimântător. Ai rămas blocat în prejudecățile tale. Pe scurt, ai întors rău pentru rău și ai uitat că răzbunarea este a Domnului. Și furia ta a creat ruine, a făcut mai mult rău, mai multă durere. În loc să ofere o soluție constructivă, ai deteriorat și mai mult relațiile. Cred că mai aveți ceva cu mine în comun. În al cincilea rând,
a ținut mânia prea mult. Domnul ne spune în textul pe care l-am citit să n-apună soarele peste mânia voastră. Ai strâns amărăciune și ai strâns-o și ai raționalizat și nu știu dacă dumneavoastră reușiți să determinați cine produce stările astea. Gândurile produc emoțiile, emoțiile produc gândurile. Eu aș la concluzia că unul pe altul se influențează și la un moment dat vectorul poate deveni atât de puternic încât să nu mai poți controla. Și în mintea ta, filmul acela a rulat și continuă și acum, în timp ce mă asculți, îți rulează același film cu nedreptățirea ta, cu mânia pe care ai acumulat-o, ai făcut cercetări între timp, ai ajuns la concluzia că el e rău, ea e rea cu tine și ți-ai alimentat mereu și mereu și mereu sufletul cu amărăciune. Și ai strâns atâta amărăciune încât ai crezut că dacă bei tu o travă, șobolanii din casă vor muri. Și ce naivitate, nu moare niciun șobolan, murim noi. O travă asta ne face atâta rău. În al șaselea rând, ca și mine, cred că ai acumulat mânie. Mânia nu este întotdeauna un răspuns punctual la un anumit eveniment, ci așa cum am lăsat să se înțeleagă, este un cumul. Și de multe ori este ca icebergul din imaginea aceasta. Deasupra îi mânie, iritare și frustrare. Deasupra este efectul, de fapt, dar în apă sunt multe lucruri pe care noi între timp le-am acumulat. Teamă, gelozie, vinovăție, nesiguranță, respingere, îngrijorare, dezamăgire, le-am strâns, sunt undeva în subsolul vieții noastre. Nu le vede nimeni pe alea. Dar la suprafață sunt izbucniri de mânie, de iritare, de frustrare. Și asta îmi spune mie că am acumulat prea mult. Și în momentul în care noi izbucnim, ar trebui să ne întrebăm, ok, ce-i sub apă? Ce-i acolo ce nu văd, care produce în mine asemenea trăiri? În al șaptelea rând, cred că mai aveți ceva în comun cu mine. Și anume, au fost situații în care n-ați mai avut nicio reacție. Și asta poate fi o formă a mâniei, să știți. Ai fi putut reacționa, ai fi putut să faci dreptate, ai fi putut să intervii. Ai fost rănit și nu mai ai chef să se bage alții. Și acum nu mai ai nicio reacție, deși știi că anumite lucruri se fac rău. Și apoi, al optelea rând, lucru pe care eu cred că l-am în comun cu dumneavoastră, e faptul că ne este foarte greu să ne schimbăm. E adevărat lucrul ăsta? Uitați, ca să vedeți cât e de greu, vă propun în următoarele 2 minute tot să vă schimbați locul în locul opus al celestea. Vă rog. Mulțumesc, apreciez. Dar de ce stați mereu în același loc? Eu dacă ar fi să fac prezența, deși nu o fac, vreau să fiți foarte liniștiți, da? Aș putea face prezența nu să mă uit să văd cine sunteți, ci să mă uit, pe scaunul ăla lipsește cineva, de obicei stă acolo. Și pe ăla. Da, eu port ceasul la mâna stângă. Mai aveți careva ceas? Vreți să-l schimbați pe mâna dreaptă? Nu vreți, normal. De ce să mă schimb? Că vrei tu? Normal. Nu vrem să ne schimbăm. Cei mai mulți dintre noi avem o dificultate foarte serioasă cu schimbarea. Mânia nerezolvată ajunge să ne stăpânească și devenim sclavi. Și mânia este o nebunie de scurtă durată. Pentru că mânia reușește să ne nebunească, să ne orbească, să producă confuzie în noi și la rândul nostru să producem confuzie în alții. Mânia pune stăpânire pe mintea noastră, pune stăpânire pe emoțiile noastre și ajungem să spunem și să facem lucruri atât de grave încât îi distrugem pe cei de lângă noi. Ajungem
prea departe, mai mult decât noi ne-am imaginat. Și după ce trece furia și ne potolim, câte regrete. Cum am fost în stare de așa ceva? Dar între timp, am făcut victime. Și copiii noștri ajung să devină instabili emoțional. Partenerul este între timp distrus. Și mai suntem cu el, poate, pentru că între timp s-a creat o așa numită codependență. Aș vrea să mă uit împreună cu dumneavoastră la câteva consecințe ale mâniei. În primul rând, când noi suntem mânioși, trupul nostru operează pe modul agitat. Da? Nu-ți mai găsești locul. Tot timpul te miști. Tensiunea îți crește. Adrenalina e la greu. Ți se încordează mușchii, stomacul ți se face ghem. Fața îți devine roșie. Ochii scapără. Știți despre ce vorbesc, probabil, nu? Dați-mi voie să amintesc aici ceva. Nu vă mirați că o să vă îmbolnăviți de ceva. Pentru că mânia, când ne trece pe modul ăsta de agitat, are consecințe chiar și în trupul nostru fizic. O altă consecință, emoțiile tale operează pe modul neplăcere totală. Spre exemplu, ești mânios pentru nedreptate care ți s-a făcut și strângi neiertare și zici cam așa, nu-l iert niciodată. Nu merită iertarea mea. Dați-mi voie să mă întreb, cine suferă? Eu sufer. Eu nu dorm noaptea, eu mă cert cu persoana respectivă, eu argumentez. Da, de fapt, am trecut pe neplăcere totală. M-am gândit să vin cu o sticlă de un litru de apă în fața dumneavoastră și să vă întreb cât timp credeți că aș putea să țin sticla aia într-o mână? Credeți că pot un minut? Da 10. Da o oră. O zi? Da, dragul meu, tu ai o lună, ai două săptămâni, ai un an de când ții sticla mâniei în mâna ta. Și neiertare. Și amărăciune. Și zici să moară el, ea. Problema e că nu el, nu ea suferă. Eu sufer. Eu încep să am probleme. Apoi mintea, o altă consecință, mintea ta operează pe modul judecător. Când ești mânios, mintea ți se transformă într-un tribunal care ia decizii foarte puternice. Pe bandă rulantă dai sentințe, nu-i așa? Aici. Este o bătălie cumplită. Mi-a făcut aia, merită aia. Cred că o să fac atâta. Nu mai ai nici o odihnă în mintea ta. Ai trecut pe modul judecător. Pentru cei care ați făcut cursul Arta Căsniciei, este acolo o fază în care o doamnă povestește ce s-a întâmplat într-o zi. Când a ieșit cu soțul și cu copiii să mănânce pizza, ca de obicei. Mă rog, știau de fiecare dată ce pizza cumpără și mereu ea îi spunea lui, ai grijă să comanzi sos suplimentar. Și mă rog, soțul a coborât din mașină, ea a rămas cu copiii acolo, s-a dus, a luat pizza, sosul era pe pizza, vine și se apropie de mașină și soția zice, dar unde este sosul suplimentar? Și din spate copilul zice, idiotule. Și ea zice, am înghețat în acel moment, pentru că eu niciodată n-am folosit în relația cu soțul meu cuvântul idiot. Și m-am întrebat, de ce copilul meu l-a numit idiot? Pentru că atitudinea, tonul cu care eu i-am spus, nu ai luat sos suplimentar, de fapt se traducea în mintea copilului meu că tatălui este un idiot.
Da. Și când suntem judecători, dăm sentințe foarte corecte în dreptul altuia. Acțiunile noastre, când suntem mânioși, sunt pe modul militar. Ați văzut ce viteză avem când suntem mânioși? Numai porunci dăm. Zboară scaune, zboară tot ce e în fața noastră, toată lumea trebuie să se alinieze. Ferească Dumnezeu să nu se alinieze cineva, nu-i așa? Îl punem în linie una, două. Ne angajăm într-un război pe viață și moarte. Asta produce mânia. În al cincilea rând, motivațiile tale trec pe modul evlavios. Îți justifici tot ceea ce faci tu, consider că tot ceea ce faci tu e bine, e corect, tot ceea ce face celălalt e păcătos, e incorect și nedrept. Dar haideți să mai deschidem Scriptura, să vedem ce spune Domnul Iisus aici, de data asta, în Matei, capitolul 5, versetul 21 și versetul 22. Ați auzit că s-a zis în vechime, adică în prima parte a Bibliei, Vechiul Testament, la asta se referă Iisus, în lege, să nu ucizi. Oricine ucide va cădea sub pedeapsa judecății, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine îi va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa Sinedrului, iar cel ce îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa Ghienei. Hai, și mă gândesc în momentele astea, Doamne, deși n-am băgat cuțitul în nimeni și n-am tras cu arma într-o persoană, de câte ori cuvintele mele au fost mai grele decât o lovitură dintre asta. Și am fost mânios și am zis un cuvânt nepotrivit. Și Domnul spune, ești un ucigaș. Mânia ta manifestată în cuvinte destructive n-au făcut decât să te așeze în lista ucigașilor. În Efeseni, capitolul 6, cu versetul 4, pentru părinți este aici un îndemn foarte frumos din partea apostolului Pavel. Părinților, nu vă provocați copiii la mânie, ci creșteți-i în disciplina și învățătura Domnului. Ți-ai disciplinat vreodată copilul mânios? L-ai întărătat la mânie. Copilul are nevoie de dragoste și de limite în același timp. De aceea, chemarea lui Dumnezeu este să nu pedepsim copiii când suntem la mânie. În Amos, capitolul 1, cu versetul 11, Biblia spune că Dumnezeu nu trece cu vederea mânia. Și este o statistică pe care am găsit-o, care spune că 72% dintre copii, dintre copiii care își manifestă mânia, o fac pentru că așa au văzut în familia lor. Așa a făcut tata și mama. Așa au rezolvat ei problemele. S-au certat, mânia a curs și ei nu știu altfel să administreze lucrurile decât după modelul pe care l-au văzut în casă. Ce bine ne imită copiii noștri. Mai bine decât ne imaginăm. Sunt o oglindă perfectă a ceea ce suntem noi. Vreau să aduc în atenția dumneavoastră un verset care pe mine m-a ajutat enorm. Proverbe, capitolul 25, versetul 28. Ca o cetate ale care ziduri sunt dărâmate, așa este omul lipsit de stăpânirea de sine. Zidești ceva, nu-i așa? Și îți pierzi controlul. Și dărâm tot ce ai zidit. Ca să zidești credibilitatea, presupune ani. Știți cât durează să-ți dărâmi, să-ți distrugi credibilitatea? Un moment de mânie necontrolată și toată credibilitatea noastră se face praf. Ei, versetul acesta pe mine m-a ajutat foarte mult, înțelegând că eu nu pot să construiesc și tot eu să dărâm ce construiesc. Ce-i de făcut? Frații mei, surorile mele, dragilor,
care sunteți astăzi aici sau care ne urmăriți online, ce e de făcut? În primul rând, puneți întrebarea, pentru ce m-am enervat? Merita? Dacă te-ai enervat doar pentru o greșeală și n-a fost un păcat, nu merita. În Proverbe, capitolul 19, cu versetul 11, Biblia spune, chibzuința unui om îi dă răbdare. Este o onoare pentru el să treacă peste o insultă. Nu știu, vă place partea a doua? Este o onoare pentru el să treacă peste insultă. Dumneavoastră vă este ușor să treceți peste insulte? Ce mă crede prost? Și de acolo începe construirea unui argument, un arsenal întreg. Ori este o variantă mai bună și atunci când nu merită, și sunt nenumărate situații când chiar nu merită, poți să treci peste o insultă. În al doilea rând, verifică faptele înainte de a răbufni. Vai, de câte ori n-am ajuns la concluzii foarte repede. Am auzit o bârfă. Și am ajuns direct la concluzie. N-am confruntat, n-am analizat. N-am vrut să ne punem de acord persoanele care am fost implicate în situația aia. Am răbufnit. Iată ce spune Eclesiastul, capitolul 7, cu versetul 9. Nu te grăbi să te mânii în duhul tău. Căci mânia locuiește în sânul nesăbuiților sau nebunilor. Iacov, capitolul 1, cu versetul 19, spune, frații mei prea iubiți, să știți următorul lucru, fiecare om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și încet la mânie. Vă merge frâna bine? Numai când mergi pe un drum așa plin de curbe, realizezi cât de importantă e frâna mașinii. Bine, nu numai atunci, da. Atunci în mod special. De câte te salvează. Mânia în om este controlată de voință, de aceea e foarte important să ne întrebăm, chiar merita să mă mâni? Și apoi dacă merita, și aici trebuie să vă spun că pentru mine e dificil, poate pentru unii dintre dumneavoastră e ușor. Dacă chiar merita, mânie-te pe problemă și nu pe persoană. Tu întotdeauna ești așa. Mereu faci ca maică ta. Mă rog, să pot folosi și alte cuvinte. Și te-ai dus de la o problemă care putea fi rezolvată la atac la persoană. Și rănim. Eu am auzit povestea unei femei care s-a dus la un preot și a spus că nu mai știe ce să facă cu soțul. Atât de mult o scoate de însărite încât și-a terminat toate cuvintele. Și preotul i-a propus să ia niște aghiasmă, apă sfințită sau cum se cheamă, de la biserică. Și ori de câte ori o enervează soțul, s-o țină în gură, că e sfântă. Și i s-a terminat apa sfințită. Și s-a dus la preot să mai ia apă din asta specială. Și preotul i-a spus, de acum poți să folosești de la canal. Are același efect. Dacă ar fi în practică tot atât de ușor, nu-i așa? Când simți că trebuie să explodezi, apucă-te și numără. Rar. 1. 2. Numără până la 10, dacă e cazul până la 100, până la 500. În Proverbe, capitolul 17, cu versetul 14, Biblia spune că începutul unei certe este ca ruperea unui stăvilar de apă. De aceea, oprește cearta înainte de a se înteți, pentru că odată ce a pornit, s-ar putea să nu mai ai șanse. Proverbe 29:22. Un om mânios stârnește certuri. Și cel iute la mânie săvârșește multe păcate. Proverbe, capitolul 16, cu versetul 32. Cel încet la mânie este mai valoros decât cel puternic și cel stăpân pe sine
decât cel ce cucerește o cetate. Pua! Poți să câștigi, să cucerești foarte mult și să nu te poți stăpâni pe tine. Proverbe 22:24. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te asocia cu omul iute la mânie. În al treilea rând, ai grijă cât ține mânia. În Efeseni, textul nostru de astăzi spune, nu lăsați să apună soarele peste mânia voastră. Nu te culca cu mânie în suflet. În același text, textul nostru de astăzi, în versetul 24, ne se spune să nu dăm ocazie, prilej diavolului. În al patrulea rând, cultivă-ți blândețea. Înlocuiește mânia cu ceva bun. Opusul omului mânios este omul bleg. Zicem noi oamenii. Dar nu e adevărat, este omul blând. Dar ce înseamnă să fii blând? Biblia ne spune despre Moise că a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Na, să vi-l descriu pe Moise, are 40 de ani. E evreu, știe cine-i sunt părinții, este în Egipt și vede pe un egiptean care biciește pe un evreu de-a lui pentru că nu-și făcea norma. Îi se ridică sângele la cap, îl prinde pe evreu, pe egiptean, îl rezolvă rapid și l-ascunde nisip. E cald, nu-i așa? Se întâlnește cu Domnul la rugul aprins după incidentul acesta și Domnul cheamă să devină eliberatorul poporului său. Și în timp ce e cu poporul prin pustiu, Domnul îl ridică pe muntele Sinai și îi dă legea. 40 de zile este acolo. În timpul acesta, poporul jos îl cheamă pe fratele lui Aron și cu aurul cu care a ieșit din Egipt fac un vițel cum erau zeitățile din Egipt și spun, ăsta e Dumnezeu care ne-a salvat pe noi și încep să danseze și să se închine în jurul vițelului. Și Moise coboară de pe munte cu tablele legii scrise de însuși mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, iată ce face poporul tău, îi zice lui Moise. Că atunci când noi suntem supărați și vine partenerul pe copiii noștri și vine partenerul acasă și după ce ne-a scos din sărite copilul, îi spunem copilul tău să spun ce a făcut asta. Ca și cum l-a făcut ăla singur, da? Știți ce face blândul Moise în momentele alea? Ia tablele alea scrise de Dumnezeu și în mânia lui le aruncă și le sparge de stâncă. Și pe ce le sparge, Dumnezeu îi spune, Moise, inimicesc pe toți, te las pe tine și pe neamul tău. Ce-ați fi făcut dacă erați în locul lui? Aleluia, nu-i așa? Câteodată să te ferească Dumnezeu și de neamuri, să știți că nu știi pe unde ajungi și cum ajungi. Și este o rugăciune pe care o face Moise, de unde eu descoper ce înseamnă să fii blând. În capitolul 33, versetul 4, versetul 8, sunt multe rugăciuni pe care le rostește atunci și la un moment dat spune, Doamne, singura noastră șansă este să ne iei Tu în stăpânirea Ta. Și eu înțeleg cuvântul blând altfel. Noi avem în limba română cuvântul a îmblânzi, nu? Avem un cal sălbatic, spre exemplu, da? Pe care nu-l poți struni, are atâta energie, e nedisciplinat. Trece printr-un proces în care el învață cum să se așeze sub autoritate, să fie sub stăpânire. Are aceeași energie, are aceeași pasiune, dar este stăpânit. Înțelegeți ce înseamnă să fim blânzi? Nu înseamnă să fim blegi. Dar blândul acesta, Moise, are 2 milioane de oameni pe care trebuie să-i treacă prin pustiu. Doamne, câte dificultăți! Ăștia la un moment dat se plâng că e prea cald. Unde-i prazul nostru? Ne-ai adus aici, ne dai aceeași mâncare în fiecare zi. Cine te-o fi pus? Te-ai crezut un liderul nostru? Du-ne înapoi. Au făcut răscoale de nenumărate ori. La un moment dat n-au ce să bea în pustiu. Și Moise se duce la Dumnezeu și spune, Doamne, nu mai știu ce să fac ăștia. Am ajuns la epuizare. Simt că pleznesc. Scapă-mă. Și Dumnezeu zice, du-te în fața stâncii și vorbește stâncii. Și când tu vei vorbi stâncii, eu voi da apă și voi liniști întreg poporul. Și Moise prinde mânie, ia toiagul, se duce în fața stâncii, 2 milioane de oameni în jurul lui și spune, răzvrătiților, o fi în stare Dumnezeu să vă dea apă. Și în loc să vorbească stâncii, ia toiagul și pocnește stânca și țâșnește apa. Și Dumnezeu zice, și asta este ceva care pe mine mă tulbură, Moise.
Pentru că m-ai necinstit în fața poporului. Și pentru că ai lăsat mânia ta să se manifeste și nu m-ai lăsat pe mine să te stăpânesc, nu vei intra în țara promisă. Zice, te iau, te urc aici pe muntele ăsta, îți ofer panorama țării unde tu trebuia să duci poporul. Dar tu nu vei intra. Dumneavoastră sunteți calmi? Unii sunteți calmi. Vă invidiez. Mă rog, câteodată supărat pe dumneavoastră, sunteți prea calmi. Mai ales dacă sunteți cu mașina în fața mea. Eu sunt iute, să știți. Dacă n-ați știut lucrul ăsta, vă spun eu, nu trebuie să auziți de la alții. Da? Eu sunt iute. Eu mi-am predicat mie astăzi. Oh, și eu trebuie să fac de multe ori rugăciunea asta să mă ia Domnul în stăpânirea Lui. De multe ori trebuie să o fac. Dragii mei, răzbunarea este a Domnului. Deja timpul meu s-a dus. La aplicație aș putea să spun, sar direct la aplicație. Mă rog, eu nu pot să predic 30 de minute ca să o fac fericită pe doamna Elena care înregistrează predicile. Și asta nu e un lucru care trebuie neapărat să mă laud. Vino cu amărăciunea ta. Cu ce ai tu în sufletul tău astăzi? Vino cu ea la Dumnezeu. Lasă-o să curgă. Apoi iartă. O să spui că nu poți, că este greu, că ești rănit, că ai strâns atâta nedreptate. Și e foarte posibil să ai dreptate. Dar dă-mi voie să spun ceva de dragul tău, dacă nu de dragul lui Hristos, pentru binele tău, iartă. Îți va fi ție mai bine. M-am amintit tragedia lui Iosif, care e vândut de frații lui și ajunge în Egipt și după vreo 20 de ani ăștia ajung acolo și el e prim-ministru și când îi vede, îi recunoaște, dar ei nu-l mai recunosc. Și primul lucru care îl face Iosif când îi vede, zice, aha, iscoadelor! 20 de ani a fost rănit, a purtat amărăciune, s-a simțit trădat de frații lui, călcat în picioare, câte nedreptăți au trecut peste el. Și acum îi vede pe ăștia care vin să se aprovizioneze de la el. Știți care e următorul lucru care îl face Iosif? Îi bagă în pușcărie 3 zile. Nu pot să administrez mânia. Am atâtea răni. Când i-am văzut, tot trecutul a venit în fața ochilor mei. În pușcărie. După ce se calmează, trec peste multe momente importante. Aș vrea să insist asupra lor pentru că ne-ar fi ajutat pe mulți dintre noi. Îi scoate din temniță, îi trimite cu mâncare acasă la tatăl lor. Când revin toți, îi duce în sufrageria lui, pregătește o masă specială și la un moment dat emoțiile sunt atât de puternice, vai, cât de logici credem noi că suntem și cât de cerebral suntem, câteodată emoțiile ne fac praf, ne controlează. Și când toți sunt acolo în sufragerie, Iosif nu se poate stăpâni și zice Biblia, a strigat, ieșiți afară toți, să rămână numai familia mea. Pentru că urma să se întâmple ceva sfânt și nimeni nu putea să înțeleagă ce are loc în camera aceea. Și când au ieșit toți afară, ne spune Geneza că Iosif s-a dus spre cel mai tânăr dintre frații lui, l-a prins în brațe și a început să plângă pe umărul lui și toată amărăciunea, toată frustrarea, toată iritarea, toată mânia a început să se elibereze prin plânsul acela. L-a bărțișat, cred că Beniamin, dacă nu greșesc eu, fratele lui mai mic, până s-a mutat pe rând la toți frații lui. Nu știu cum a putut să-i îmbrățișeze. Când și-a adus aminte de dialogul lor, hai să-l omorâm. Când și-a adus aminte de Ruben care a spus, hai să nu-l omorâm, să scăpăm, și de Iuda care a zis, hai să facem niște bani cu el. Și l-a vândut și l-a rupt. I-a îmbrățișat pe rând și în timp ce îi îmbrățișa, plângea. Pentru că plânsul este parte din procesul acesta de vindecare. Ăștia habar n-aveau ce se întâmplă acolo. Nu știau că este Iosif. Între timp era bărbierit, era îmbrăcat în haine împărătești, avea autoritate. A vorbit întotdeauna printr-un traducător, chiar dacă înțelegea tot ce spunea el, tot ce spuneau ei. Și pe ce i-a terminat pe toți de îmbrățișat și a plâns până n-a mai putut.
încât s-a auzit până în casa lui Faraon. Când a scăpat de trăirile alea emoționale puternice și a luat inima în dinți și a spus: eu sunt Iosef. Frații lui au muțit. Voi ați vrut să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a transformat răul în bine. M-a durut enorm. Am purtat această povară toți anii ăștia în sufletul meu. Cum ați putut să vă comportați în felul ăsta cu mine? Suntem din același sânge. Dar am realizat că Dumnezeu este în control. Am realizat că Dumnezeu transformă răul în bine. Aleg să-L las pe Dumnezeu să se răzbune și vreau să stați fără nicio grijă. O să vă port de grijă eu la toate nevoile voastre. Tu pe cine trebuie să ierți în dimineața asta? Îl ții în sufletul tău, te-ai certat cu el și în timpul slujbei. Nici n-ai putut urmări predica. Pentru că anumite elemente din predică ți-au adus aminte de el, de ea, de ei. Și te-ai certat cu ei. E gheara aia care s-a prins de pieptul tău și te duce pe unde vrei. Ai devenit sclavul neiertării. Tu zici, nu-l iert că nu merită. Meriți tu. Așa cum te-a iertat Hristos pe tine, iartă și tu. Câteodată e greu de nu mai poți. Trebuie să faci o decizie rațională și să spui ceva de genul: mă doare de nu mai pot. Simt că îmi pierd mințile. N-am nicio putere să iert. Aleg în numele lui Iisus Hristos să iert. Tu vei fi diferit. S-ar putea ca el, ea, ei să nu merite. Nu mai este treaba ta. Este treaba lui Dumnezeu de acum. Dar tu trăiești ca un om liber. Aș vrea să mă opresc aici, dar nu înainte de a oferi posibilitatea fiecăruia dintre noi să ne certăm cu ăia care sunt în noi, dar altfel. Hai să-i spunem în rugăciunea asta lui Dumnezeu: Doamne, sunt atât de supărat pe mama, pe tata, pe soțul meu, pe soția mea, pe copiii mei, pe părinții mei, pe șeful meu, pe angajații mei, pe colegii mei, pe vecinii mei, pe unchiul meu, nu știu cine este acolo. Doamne, sunt atât de rănit, dar Doamne, aleg să-L iert pe Marcel, să-L iert pe Ioana, pe Vasilica, pe Popescu, pe Ionescu, pe Georgescu. Aleg să iert. Haideți să plecăm capetele și să avem un moment de liniște fiecare dintre noi. Și să ne rugăm.
Doamne, îți mulțumim că putem veni înaintea Ta cu amărăciunea noastră, cu frustrările noastre, cu nemulțumirile noastre, cu injustițiile noastre, cu păcatele noastre, Doamne, putem veni înaintea Ta. Doamne, vrem să le lăsăm la crucea Ta. Și Te rugăm ca Moise, despre care totuși Tu ai spus că a fost cel mai blând om de pe fața pământului, Doamne, ia-ne în stăpânirea Ta. Doamne, alegem să iertăm. Alegem să iertăm. Chiar dacă nu simțim că trebuie să facem lucrul acesta. De dragul Tău, de dragul nostru, alegem să iertăm. Și Te rugăm frumos, iartă-ne pentru momentele în care mânia ne-a dus dincolo de puterea noastră de a mai controla lucrurile. Îți mulțumesc, Doamne, că ne asculți. În numele lui Iisus Hristos. Amin.